Vă salut pe toți! Numele meu este Bogdan Buburuz, sunt specialist certificat doTERRA și sunt gazda voastră la interviurile Natura într-o picătură. În acest episod cu numărul 6 al interviurilor Natura într-o picătură vom aborda o temă puțin diferită, însă una care nu e deloc separată de ceea ce înseamnă lumea aromată a uleiurilor esențiale și sănătatea holistică pe care noi o promovăm. Invitatul meu din această ediție este Dan Oros, aromaterapeut certificat și antreprenor cu experiență de peste 20 de ani în dezvoltarea unor proiecte personale de succes. Te salut, Dan, și îți mulțumesc pentru că ai răspuns invitației mele. Bună seara, vă spun și eu și mulțumesc pentru invitația la interviurile Natura într-o picătură. Dan îmi va răspunde în acest episod la câteva întrebări care știu sigur că le aveți și voi, foarte mulți dintre voi, în legătură cu dezvoltarea business-ului doTERRA. Adică, ce înseamnă să fii consultant? Cum transformi pasiunea, iubirea pentru uleiurile esențiale într-o sursă de venit? Și chiar cum poți să atingi libertatea financiară cu ajutorul doTERRA? Asta, bineînțeles, în timp ce în continuare îți gestionezi sănătatea în mod natural și eficient. Și știu sigur că mulți dintre voi, cei care ne ascultați aceste întrebări, pentru că și eu le-am avut în urmă cu aproape 3 ani de zile, când am făcut și eu pasul de la utilizator de uleiuri esențiale, când de la iubirea pentru acest blend air care m-a ajutat enorm, am făcut pasul la un sharer, adică cineva care împărtășește cu drag și entuziasm cu ceilalți din jurul lui sau al ei beneficiile uleiurilor esențiale și a produselor pe baza lor. Și apoi eu am ales să mai fac încă un pas și anume să transform doTERRA în jobul meu full-time și principala sursă de venit a familiei mele. Vreau să să-i dau cuvântul lui Dan și să îl întreb pe el, pentru că el e invitatul meu, să-l întreb ce v-a convins pe voi, pe tine și pe Simona Dărăvan, pentru că împreună dezvoltați acest proiect, să alegeți doTERRA ca business. Pentru că, la fel ca și în cazul multora, ca și în cazul meu, ați început ca și simpli consumatori, uleiurile esențiale v-au ajutat și pe voi v-ați îndrăgostit de ele. Care au fost motivele pentru care ați ales doTERRA ca și o oportunitate de business? Acum, prima întrebare care îmi vine, așa să o spun, câte ore avem la dispoziție? Dar o să urmăresc să fiu cât mai concis. Categoric, noi am început colaborarea aceasta cu doTERRA, așa cum ai spus și tu, ca în calitate de consumator. Pentru că noi doream aceste uleiuri într-o primă fază pentru proiectul nostru spiritual și de dezvoltare personală, dar apoi, utilizându-le, am văzut cât de extraordinare sunt. Eram foarte mulțumiți cu situația în care eram noi la momentul când ne-am intersectat cu doTERRA. Aveam un proiect care, și avem în continuare un proiect care funcționează foarte bine, e ceea ce ne-am dorit noi dintotdeauna să facem. Și categoric am opus o rezistență foarte, foarte puternică acestui proiect, deși, repet, ne-am îndrăgostit de uleiuri din prima, de la primul miros, și am văzut foarte rapid în câteva zile, săptămâni, atât pe noi cât și în jurul nostru, cât de eficiente sunt. Și eram tentați, categoric, eram tentați să ne implicăm, pentru că noi am mai fost implicați într-un proiect network marketing. Nouă ne plăcea în continuare ideea de network marketing, doar că oarecum nu mai eram dispuși să investim energie și timp în altă direcție decât proiectul personal. Însă, pe măsură ce timpul a trecut și am văzut că, totuși, deși n-am urmărit să facem o afacere din doTERRA, prin simplu fapt că
am împărtășit experiența noastră cu uleiurile, cu ceilalți, deja a început să se construiască o rețea. Practic, până la urmă, construcția afacerii doTERRA în asta constă, în a avea experiențe cu uleiurile și a împărtăși și celorlalți această experiență și totul merge foarte natural. Destul de simplu și natural, exact, cum spui tu. Deci să înțeleagă cei care ne ascultă de la început, că nu e o chestie, nu e rocket science, cum ar veni, deci Categoric, ceva categoric. foarte complicat. Însă văzând că lucrurile se mișcă atât de rapid, atât de spectaculos și văzând că cei care s-au implicat serios în acest proiect obțin rezultate spectaculoase, și ne-am tot gândit în mai multe etape, hai că poate că totuși să facem, să nu facem. Și ne-a luat destul de mult. Practic, în luna viitoare se împlinesc 4 ani de când noi ne-am creat un cont la doTERRA, dar de-abia în octombrie 2018 am început efectiv să ne asumăm, să facem acest proiect. Și a fost un proces progresiv, dar atunci am luat o decizie fermă, pentru că, sincer, nu vroiam sub nicio formă, peste câțiva ani, să mă uit în urmă și să văd că am avut în mână șansa vieții și eu nu am valorificat-o. Pentru că știam care este potențialul unei afaceri network marketing, știam că dacă produsele sunt extraordinare, dacă compania este extraordinară, poți să faci lucruri absolut fabuloase, că poți cu adevărat să atingi ceea ce se numește independență financiară și libertate. Știu că sunt mulți oameni care se contractă când aud de business-uri, când aud în special de business-uri network marketing. Vreau să, o să ajungem imediat și Da. acolo, din ce-mi spui și din ce înțeleg, practic, pe voi v-a convins faptul că merită să faceți acest pas, faptul că au decurs practic lucrurile destul de firesc Exact. în direcția aceasta, prin faptul că ați împărtășit cu alții uleiurile esențiale, le-ați vorbit despre ele și i-ați ajutat și pe ei să le folosească, să aibă acces la ele și să aibă experiențe pozitive cu ele. Și practic a fost și acolo cumva acel fear of missing out, acea realizare că e un proiect de succes, Exact. că e un produs care e cerut, e dorit și de care oamenii se îndrăgostesc până la urmă și ar fi păcat să nu faceți și voi pasul acesta. Exact, mai ales că știam cum să facem. Aveam experiență, aveam toate argumentele, și tocmai de aceea în cele din urmă ne-am decis să ne implicăm. Ne-am dat seama, oricum, unul din primele obiective pe care le-am avut în doTERRA, în vremea când încă nu ne asumam că facem business-ul, era să facem ca această informație legată de uleiurile doTERRA să ajungă la cât mai multe persoane. Și știam, dar n-am vrut să ne asumăm până atunci, în octombrie 2008, că cel mai eficient mod în care putem să împărtășim această informație cu foarte multă lume este să construim afacerea doTERRA. Pentru că, de fapt, afacerea doTERRA se bazează pe multiplicare, pe principiul multiplicării. Da? Practic, tu singur poți să transmiți informația la un număr limitat de oameni. Dar dacă mai cooptezi și alte persoane care vor să facă același lucru, da, efectul este unul exponențial. Multiplicarea e exponențială și dacă lumea ar înțelege cât de puternică este multiplicarea, da, atunci cu siguranță că s-ar folosi de ea și ar obține succesul. Această multiplicare despre care vorbești tu e un termen conex cu acest tip de marketing, de network marketing. Și voi,
tu spuneai că voi ați avut experiența acestui tip de business și știați cum se face. Chiar erați fani ai acestui sistem, da? Însă știu, pentru că, din nou, și aici e experiența mea proprie, dar știu că sunt mulți care mi-o împărtășesc această opinie pe care o aveam la început. Sunt unii care se gândesc sau evită să se gândească la Doterra ca business, ca afacere, sau chiar resping total ideea de la început. Recunosc că și eu am făcut-o, și Simona, soția mea, tocmai pentru că este o companie de network marketing, un MLM, cum sunt cunoscute, să zicem așa, la nivel mai extins. Există tot felul de mituri despre acest tip de marketing, despre companiile de genul acesta, despre acest model de business. E acea etichetă care se aruncă fără să se judece prea mult de schemă piramidală sau de sistem piramidal. Uite, am o provocare pentru tine. Hai să demontăm un pic mitul acesta și sau dacă vrei mai bine să îi ajutăm pe oameni să înțeleagă un pic de fapt ce înseamnă cu adevărat o companie de network marketing, o companie onestă, o companie legală. Bineînțeles, există și modele pe care nu vrem să le urmăm și există și exemple de ilegalități care se întâmplă. Asta se întâmplă pe orice tip de piață. Deci ce înseamnă un network marketing onest, cinstit și legal, așa cum îl practică? Da. Știi foarte bine că în urmă cu 15 ani, atunci când noi ne-am intersectat cu network marketingul, și noi am avut exact aceeași părere pe care ați avut-o și voi când v-ați intersectat, și anume că network marketingul sau MLM, multi-level marketing, sunt niște afaceri piramidale în care unii mai șmecheri îi cooptează pe alții și câștigă o grămadă de bani de pe munca lor. Da? Există această viziune la destul de multă lume, dar din ce în ce mai puțină, totuși asta e vestea bună, pentru că totuși în epoca asta în care informația circulă s-au mai clarificat multe dintre aceste lucruri. În primul rând, dacă ar fi vorba de o schemă piramidală, n-ar funcționa legal o astfel de companie. Da? Nu ar primi niciodată avizele de funcționare și n-ar putea să-și desfășoare de clienți în jurul lumii. Adică de mult ar fi fost... Categoric. Acum, ideea aceasta că este o schemă piramidală este foarte ușor de demontat, pentru că, de fapt, haideți să vedem ce este o schemă piramidală. Păi, o structură piramidală este o structură în care întotdeauna cei de deasupra câștigă mai mult decât cei de dedesubt. Da? Așa se petrece în aparatul guvernamental, așa se petrece în orice companie, da? În absolut orice organizație guvernamentală sau non-guvernamentală se creează o structură piramidală. Da? Însă în network marketing, deși structura poate să semene așa ochiometric cu o piramidă, la modul real nu este piramidă, pentru că cineva de sub tine poate să câștige mai mulți bani decât tine. Și în celălalt business în care am fost implicat, noi am avut în echipa noastră pe cineva chiar direct sub noi care câștiga mai bine decât noi și intrase cu 5 ani mai târziu decât noi în business. Da? Deci, categoric, asta este doar o fantezie că este un sistem piramidal. Într-adevăr, sunt companii care maschează sub forma unei companii network marketing un sistem piramidal, dar acolo discutăm de alte chestii. Oricum, regula de bază după care putem identifica dacă o companie, o afacere este sau nu sistem piramidal este următorul. Dacă rulajele, mai mult de 30% din rulaje sunt generate de distribuitori, atunci este un sistem piramidal.
Deci, în doTERRA, de exemplu, 85% din rulaje sunt generate de consumatori. Doar 15% de consultanți, practic. Da? Și asta, de fapt, vorbește despre sănătatea rețelei. O rețea sănătoasă este o rețea care se bazează pe utilizarea produselor, nu pe înrolarea oamenilor în sistem cu orice preț. Da? E foarte important ca focusul să fie pe produs, pe produs și pe oameni. Da? Și nu pe business. Chiar dacă și businessul este avut în vedere, dar atunci când focusul pe business este exagerat de mare, acolo ceva nu e în regulă. Da? Și pot să dau multe exemple, dar o să mă abțin acum de companii mari care, de fapt, nu sunt tocmai ok. doTERRA, din acest punct de vedere, este de departe, cea mai sănătoasă rețea network marketing care există în momentul de față pe glob. Da? Și asta se datorează modului în care fondatorii au gândit acest proiect și acest business. De asta aș vrea, dacă îmi permit, să punctez un lucru. Cei care au deja un cont la doTERRA, un cont de client sau de consultant, știu acest lucru. Cei care încă nu au și poate se tem de acest aspect sau poate au avut niște neclarități sau niște temeri, pot să știe că la început, atunci când îți creezi un cont de membru doTERRA, da, ai opțiunea de a-ți crea un cont de simplu client, simplu consumator, care nu implică absolut niciun fel de activitate de distribuitor sau reprezentant sau consultant sau cum vrei să-l numești. Deci este pur și simplu un cont de consumator, exact ce punctai și tu, Dan, faptul că marea majoritate, da, 85% din volumul doTERRA este al consumatorilor, deci ai această opțiune, nu ai obligația sub nicio formă să fii consultant, să fii reprezentat. E un pas pe care îl faci la alegere. Deci nu e vorba de o obligație sau de o condiționare. Și apropo de schimbarea viziunii despre network marketing, sunt universități de prestigiu din lume care, în cadrul lor, predau network marketing, despre afacerile network marketing. Inclusiv Universitatea Harvard are o secție în care se studiază network marketing. Da? Și evident că asta ne arată că genul acesta de business-uri este luat în serios. De altfel, vă recomand tuturor să citiți cartea lui Robert Kiyosaki, Școala de afaceri, și o să vedeți acolo punctat foarte clar de către unul din cei mai importanți traineri motivaționali contemporani. Da? El punctează foarte clar cât de extraordinare sunt sistemele network marketing și principiile lor de funcționare. Un alt exemplu, Donald Trump. Nu știu dacă vă e simpatic sau nu ca om, însă ca om de afaceri, în mod sigur, este un om de foarte mare succes. Și el chiar a fost implicat în network marketing, a avut propria lui companie de network marketing, pe care a vândut-o când a intrat în politică. Însă e o situație foarte interesantă care s-a petrecut în urmă cu mai mulți ani, când a fost invitat la un show a lui David Letterman și i s-a pus întrebarea ce ar face dacă astăzi ar pierde toată averea. Și răspunsul lui Donald Trump a fost în felul următor. Aș începe de mâine o afacere network marketing. Și când au auzit network marketing, cei din public au început să râdă. Și studioul lui David Letterman e structurat că publicul e jos și David Letterman și invitații sunt undeva sus. Și atunci s-a întors Donald Trump cu privirea lui inconfundabilă și le-a spus:
De-aia voi sunteți acolo jos și eu sunt aici sus, pentru că eu nu râd de network marketing. Da? Deci, perspectivă eu zic că e o situație care vorbește foarte clar despre modul în care oameni de business la cel mai înalt nivel văd afacerile network marketing. Warren Buffett și el este un mare susținător al network marketingului. Da? Și sunt mulți oameni de afaceri de succes care consideră că este un model de business absolut extraordinar. Când a fost criza economică în 2008, mai știu cine era atunci președinte, nu mai știu exact care era, Clinton, cred că, nu era Clinton, nu era. Deja era Obama. Nu mai știu. Ideea este că unul dintre președinții Statelor Unite a punctat foarte clar că în perioada aia de criză network marketingul a ajutat foarte mult la redresarea economiei Statelor Unite, pentru că foarte mulți oameni și-au pierdut joburile și s-au reprofilat, iar network marketingul este un gen de business în care nu trebuie să investești mare lucru, riscurile sunt zero, pentru că toată investiția este într-un pachet de produse pe care oricum le achiziționez să le utilizez pentru tine, însă potențialul de dezvoltare este nelimitat. Totul ține doar de capacitatea ta de a dezvolta rețeaua network marketing respectivă. Și uite, pentru că ajungem la această parte, la dezvolta rețeaua de consumatori, de parteneri. Și pentru că așa ca o paranteză menționai criza economică, să le reamintim celor care ne ascultă că doTERRA, compania doTERRA a fost fondată în 2008, an de criză, de plină criză financiară economică. Fondatorii doTERRA și-au asumat acest risc extraordinar și au investit tocmai pentru că au știut ceea ce își doresc, tocmai pentru că au avut încredere cu produsul pe care îl pun pe piață. Și acest model de business pe care îl aleg la modul onest și la modul legal și cinstit pe care îl promovează va avea succes. Și ce succes a avut, chiar putem să atingem la un moment dat și acest subiect. Însă, ca să fie mai concret pentru cei care, uite, poate acum au avut așa o revelație sau s-a întâmplat acel declic și zic ok, îi dau șansa unui sistem, unui business de tip network marketing, cum pot să fac acest pas de la consumator, pentru cei care deja folosesc uleiurile esențiale și știu că avem printre ascultători foarte mulți oameni care deja folosesc uleiurile esențiale, deja le utilizează, au și niște experiențe extraordinare cu ele, cum pot să fac acest pas la către a fi un consultant? Către a dezvolta un business, proiectul acesta doTERRA, sau chiar și pentru cei care încă nu folosesc uleiurile esențiale, au așteptat să facă acest pas, se decide acum și se au în vedere și acest aspect. Cam care ar fi procesul așa simplificat, sigur, pe înțelesul tuturor? Înainte însă vreau să deschid o paranteză, să mai completez la întrebarea anterioară niște elemente, tot legat de network marketing, pentru că multă lume se întreabă, ok, dar pentru ce ești tu plătit pe atâtea adâncimi? Pentru că însăși noțiunea de multi-level marketing înseamnă marketing pe multiple niveluri. Iar faptul că noi suntem plătiți pe mai multe adâncimi și acest lucru este prevăzut în planul de compensare, de fapt, este modalitatea prin care compania, în cazul de față doTERRA, ne recompensează pe cei care construim rețeaua. Pentru că oamenii aceștia care devin ori consumatori, ori consultanți, au fost găsiți de noi, cei care dezvoltăm proiectul, da? Și tot noi i-am învățat cum să facă mai departe, le oferim consultanță și mai departe, iar compania, în schimb, ne recompensează conform planului de compensare cu niște
procente din rulajele pe care le generează oamenii pe care i-am adus noi în rețea sau indirect prin partenerii noștri, da? Dar avem acolo niște merite pe care compania le recunoaște, da? Și le recompensează. Pentru că nu este o muncă de neglijat faptul de a forma un consultant, de a-l ajuta să devină capabil să-și dezvolte propriul lui business. Și aici e o chestie foarte importantă pe care trebuie să o înțeleagă toată lumea, și anume că partenerii noștri nu lucrează pentru noi. Eu nu lucrez pentru Ronela. Mi-e dragă Ronela, îi mulțumim, îi suntem recunoscători că ne-a sunat și ne-a spus de proiectul doTERRA, dar eu nu muncesc pentru ea, eu muncesc pentru mine. Bogdan este în echipă la mine, el nu muncește pentru mine, el muncește pentru el, chiar dacă suntem foarte buni prieteni și colaborăm excelent, dar el muncește pentru el. Bineînțeles, eu, în raport cu Bogdan, sunt cointeresat ca el să aibă succes, pentru că o părticică din succesul partenerilor mei se întoarce către mine și oferă propriul meu succes. Cum spune Zig Ziglar, unul din cei mai importanți traineri contemporani, spune, dacă ajuți suficienți oameni să obțină ceea ce vor, o să obții și tu ceea ce îți dorești. Asta e definiția network marketingului. Să ajuți cât mai mulți oameni să obțină ceea ce își doresc și atunci vei obține și tu ceea ce îți dorești. Da? Și network marketingul nu este un business perfect, dar este cel mai bun, cel mai onest, cel mai etic din toate câte există în acest moment pe glob. Da? De-aia sunt atât de pasional și entuziasmat, pentru că e absolut extraordinar. Asta m-a frapat și pe mine și mi-a plăcut odată ce am acceptat promovarea, adică provocarea și faptul că am început să dezvolt acest proiect, a fost exact acest lucru. Să am simțit pentru prima dată în aproape 20 de ani de 15 ani, mai bine zis, de muncă, de job-uri pe care le-am avut, a fost prima dată când am simțit că eu în job-ul meu, în cariera mea, sunt susținut la modul real și că există tot interesul ca eu să am succes. Da? Rare ori se întâmplă asta și chiar e un lucru la care aș vrea să se gândească, să vă gândiți cei care ne ascultați, câți dintre voi aveți joburi în care nu șeful, pentru că nu, din nou, nu vorbim de șef aici, dar colegii voștri își doresc să aveți succes. În care cei care v-au angajat sau v-au adus se gândesc mai mult la succesul vostru și lucrează mult, investesc în succesul vostru, da? Și bineînțeles, cumva asta le aduce și lor, bunăstare și succes. E un lucru care, nu știu, eu nu l-am mai întâlnit și din nou asta m-a convins că e un sistem, e un model care merită încercat și merită dezvoltat, pentru că e chiar un lucru extraordinar să poți să-i susții și să ai tot interesul să-i susții pe ceilalți din jurul tău și pe cei din echipă. Și e acea imagine legată de șef și de lider, poate, care tot circulă. Exact despre asta e vorba. Când construiești un business network marketing, nu poți să fii șeful celor din echipă, trebuie să fii liderul. Lor trebuie să tragi la aceeași căruță și să lucrați împreună. Chestia asta mi-a plăcut de la început și am avut și norocul să fac parte dintr-o echipă unde și cu colegi și cu cei care ne-au ajutat pe noi și ne-au consiliat. Am primit foarte mult sprijin din partea voastră, din partea celorlalți care mai sunt aici pe grup și în jurul nostru. Dar, uite, revenind, hai să le spunem oamenilor cum pot face acest pas, dacă tot se decid. Care ar fi primele lucruri pe care ar putea să le facă
pentru a începe să aibă rezultate și cum se cuantifică aceste rezultate. Pentru că e important să înțeleagă și acest lucru. Nu discutăm așa doar de bucuria de a împărtăși, deși sincer, și îmi pare rău că mă lungesc, dar mi-e greu să nu spun asta, e o bucurie enormă, dincolo de bonusuri, comisioane și alte recompense pe care doTERRA le oferă consultanților, e o bucurie enormă să vezi că ai reușit să ajuți pe cineva care poate se confrunta cu tot felul de situații în familie, în viața personală, și folosind produsele doTERRA, folosind soluțiile astea sau poate chiar folosind acest model de business, a reușit să le depășească, a reușit să aibă un stil de viață mai sănătos, să aibă bunăstare în o familie. Sunt niște recompense extraordinare. Dar dincolo de astea există și cele fizice, practice. Și hai să discutăm un pic și despre acelea. Deci cum facem să ajungem la aceste recompense pe toate planurile? Bine, acum, pentru cei care au deja un cont doTERRA și sunt consumatori, primul pas categoric, întotdeauna tot începe cu o decizie, da? Dacă există acest impuls interior, această dorință de a împărtăși, de a ajuta, da? Atunci primul lucru pe care l-aș recomanda ar fi să ia legătura cu consultantul lui, dacă nu persoana imediat de deasupra, cu cineva mai sus, dar oricum pe linie ascendentă, cu cineva care poate să îl susțină, cineva care este suficient de competent ca să-l ghideze. Da? Asta este primul punct. Și apoi, după ce a luat legătura cu acea persoană, în momentul în care a identificat o persoană care dorește să-și creeze un cont, apoi să-și schimbe contul de consumator într-un cont de consultant. Dar să nu facă asta sub nicio formă înainte de a avea pe cineva pe care să înregistreze, pentru că altfel o să fie mai complicat un pic pentru consultant să-l susțină. O să vă explice el de ce, nu intru acum în detalii, dar nu vă schimbați statutul până nu vă consultați cu consultantul vostru doTERRA, pentru că el o să vă recomande cea mai bună variantă pentru voi, în așa fel încât să vă poată apoi susține într-un mod eficient. Acum, n-o să intru în detalii legate de pașii pe care îi realizăm efectiv în business, că oricum încă avem foarte multe lucruri de povestit și nu neapărat cred că este de interes în această discuție. Pentru cineva care nu are încă un cont doTERRA, categoric că primul lucru este să se decidă că da, ok, vrea să-și creeze acest cont. Noi astăzi îi recomandăm să se decidă până la ora 24, pentru că încă mai e valabil astăzi promoția 100-100 LLV, prin care dacă cineva își creează un cont cu o comandă de minim 100 de puncte, atunci va beneficia de promoția aceasta, prin care luna viitoare, dacă își plasează o comandă pe programul de loialitate de minim 100 de puncte, va primi gratuit, cadou, programul complet de nutriție Lifelong Vitality Pack, LLV, care este absolut extraordinar. Da? Deci, pentru cei care n-au cont, aceasta ar fi recomandarea, să își creeze azi cont, și dacă vor să-și creeze cont chiar acum, să scrie pe chat vreau cont și o să fie contactați de un administrator al grupului și va fi direcționat către persoana care este în măsură să-l ghideze. Da? Și după ce și-a creat contul, bineînțeles, împreună cu consultantul, vor stabili o strategie de acțiune, vor scrie acea listă de conexiuni, pentru că, până la urmă, această afacere este o afacere care se construiește prin relații. Ideea de rețea îi zgârie pe foarte mulți pe creier, dar am o veste:
cu toții trăim în rețele și consumăm din rețele. Totul e structurat ca rețea. Avem Facebook, rețele sociale, LinkedIn și așa mai departe. Avem rețele de magazine, avem rețele de benzinerii, avem rețele de farmacie, avem rețele de telefonie, de televiziune și așa mai departe. Rețele peste tot. Noi în toate aceste tipuri de rețele suntem doar niște consumatori. Nu câștigăm niciun leu, doar cheltuim. Ei bine, când construim rețeaua Dotera, când vă propunem să participați la construcția rețelei Dotera, noi vă propunem să participați la o rețea din care să și câștigați ceva. Nu numai să cheltuiți, nu numai să consumați. Da? Și, de fapt, prin construcția acestei rețele de consumatori și consultanți, noi, de fapt, creăm o rețea, o piață de consum a produselor. Da? Partea frumoasă e că nu inventăm necesități artificiale. Oamenii chiar au nevoie de produsele Dotera. Deci nu trebuie să facem ceva contra naturii. Da? Ci pur și simplu noi servim o nevoie reală despre care unii nici nu știu că o au. Da? Și atunci, prin dezvoltarea acestei rețele, noi ajungem la oameni și le oferim exact ceea ce ei au nevoie. Și, așa cum am spus și mai devreme, Dotera ne recompensează cu niște procente din toate aceste rulaje care se generează datorită promovării noastre. De fapt, datorită promovării făcute de noi, ca să fie mai clar. Acum, mulți se întreabă, dar de unde-s banii ăștia mulți pe care vi dă Dotera? Nu se regăsesc ei oare în niște prețuri mult mai mari la produse? Asta este una dintre întrebările fundamentale legate de network marketing. Și răspunsul clar este nu. Nu, aceste comisioane nu umflă prețul produselor. Spre deosebire de companiile care vând în mod clasic, și anume prin reclamă pe toate canalele, pe televiziune, pe internet și așa mai departe, unde se duc bugete colosale, da? Dotera și companiile network marketing în general au optat ca acești bani să nu-i dea televiziunilor, să nu-i dea lui YouTube sau Google și așa mai departe, ci să-i dea distribuitorilor. Cei care promovează produsele. Noi asta facem, promovăm produsele. Și pentru că facem această promovare, suntem plătiți din acel fond pe care Dotera nu-l dă în altă parte, ni-l dă nouă. Da? Ăsta e motivul pentru care Dotera nu face reclamă plătită, ci face reclamă prin intermediul consultanților. Și gândiți-vă cum se construiește rețeaua Facebook. Păi fiecare avem un cerc de cunoștințe, da? Pe care îi invităm. Și ei au alte cunoștințe. Și de fapt sunt cercuri și cercuri de influență și tu când îți crește rețeaua, de fapt îți crești zona de influență, zona în care poți să ajungi cu informația. Da? Despre asta e vorba. Oricum, tot timpul este vorba despre asta, despre influență. Da? Influență, doar că aici, har Domnului, că este vorba de o influență într-un mod constructiv, benefic. Dar întotdeauna, tot timpul, se urmărește, cineva urmărește să aibă influența asupra ta. Da? Și poate și tu inconștient sau conștient urmărești să ai influența asupra altora. Dar despre asta e vorba în rețele, despre relații și influență. Da? Și numai încă o chestie, un produs, cum sunt uleiurile esențiale, niște produse foarte complexe, nu pot fi vândute într-un sistem clasic în care ți l-au pus pe cum îi zice, pe raft, no, și tu te duci și oare ce-o fi cu peppermintul ăsta? Arată bine, îl cumpăr, nu-l cumpăr. Acestea sunt produse care necesită consultant.
Necesită un consultant care să-ți explice cum să le utilizezi, să-ți explice beneficiile. De-aia doTERRA a optat să meargă pe un sistem network marketing. Pentru că noi, ca și consultanți, de fapt asta facem. După ce identificăm acei oameni care devin consumatorii noștri, noi le oferim consultanță. Da? Ăsta nu e produs pe care să-l pui pur și simplu pe raft. Da? E un produs complex, extraordinar, dar are nevoie de noi. Uite, mă bucur că ai punctat două lucruri, zic eu, esențiale și acesta, rolul consultantului în doTERRA și faptul că, practic, este misiunea noastră, dincolo de acea componentă de reclamă pe care am menționat-o, unde și aici vreau să punctez, e o reclamă bazată pe experiențele proprii și pe experiențele celor din jur, e o reclamă onestă. Nu e nimic, exact, să zicem, exagerat și pus așa într-o lumină perfectă cu niște specialiști în marketing sau psihologie sau așa, sunt pur și simplu experiențele noastre și a celor din jurul nostru pe care le dăm mai departe și asta constituie cea mai sinceră și cea mai eficientă, până la urmă, formă de reclamă, de promovare. Și exact cum punctai tu, Dan, sunt niște produse care, și-am descoperit asta în special în ultima perioadă, sunt produse de care oamenii au nevoie, pe care și le doresc și care îi ajută cu adevărat. Și aș vrea să chiar să leg cumva discuția noastră de această perioadă. Pentru că poate multă lume se întreabă și sunt convins că există dintre cei care ne ascultă oameni care se întreabă, ok, hai să zicem că e un business fezabil, doTERRA. Hai să zicem că nici măcar nu e o chestie foarte complicată de făcut, da? Și am tot sprijinul din partea consultantului meu, din partea echipei din care fac parte. Dar e acum un moment oportun pentru doTERRA ca business, ar putea întreba unii, pentru că e pandemie, e criză, cum vrei. Mulți poate se gândesc că lumea nu are bani în România sau în Anglia sau în Germania sau în Franța sau oriunde s-ar afla, pentru că am auzit acest lucru. Aici oamenii n-au bani de așa ceva sau aici pe oameni nu interesează. E un moment pentru că și vreau să răspund la întrebarea asta. De ce ar fi acum un moment oportun dacă este? Bine, eu știu deja răspunsul la întrebarea asta pentru că am trăit răspunsul pe propria piele și propria experiență, dar vreau să-mi spui dacă ești, de ce e acum un moment oportun pentru a dezvolta acest business doTERRA și pentru a crește această rețea despre care vorbești tu prin această influență pozitivă. Bine, o să încep să zicem așa în forță. Piața numărul 1 în Europa pentru doTERRA este România. Absolut de neimaginat. N-aș fi crezut, sincer, în 2017, dacă cineva mi-ar fi spus că se vor petrece lucrurile care s-au petrecut, aș fi pariat oricât că nu se vor petrece. Pentru că aveam experiență, știam cum se petrec lucrurile, dar ceea ce se petrece cu doTERRA este ceva absolut inimaginabil. E unic în industria network marketing. doTERRA a reușit să crească de la 0 la 1 miliard de dolari rulaj anual în 7 ani. În 7 ani, în condițiile în care toate companiile mari, Amway, Forever, Herbalife, Young Living și așa mai departe, au avut nevoie de cel puțin 20 de ani ca să ajungă la un rulaj de 1 miliard. doTERRA a ajuns în 7 și în încă 3 și a dublat miliardul și acum se îndreaptă către 3 miliarde după 13 ani de existență. În România chiar vreau să... Am lucrat la un material legat de partea aceasta de business, un material care o să apară în curând. Și am pregătit niște slide-uri absolut extraordinare,
care punctează ce se petrece, de exemplu, în România, în afacerea doTERRA. Da? Aici avem un grafic care ne arată ponderea pe piață a primelor 6 companii network marketing în România cu cel mai mare rulaj. Da? Și aici, în acest slide, avem prezentată evoluția în anii 2017, 2018 și 2019 în România a acestor 6 companii care au cel mai mare rulaj în România. Și doTERRA, practic, a început oficial activitatea în România în 2017. Contacte au fost de prin 2014, dar au fost așa, contacte izolate. Din 2017 a început efectiv. În 2017, rulajul doTERRA a fost de 5 milioane de dolari. În 2018, 18 milioane. În 2019, 32 de milioane de dolari și, practic, cu acest rezultat, doTERRA a ajuns pe poziția a treia în România, a depășit companii ca Amway, Herbalife, Forever Living și mai departe, care sunt pe piața din România din 1990 și ceva. Deci de peste 20 de ani. doTERRA e de 3 ani. Și în 3 ani a ajuns a treia în România. Anul trecut, rulajul doTERRA a fost de 45 de milioane de dolari, adică o creștere cu 40% față de 2019. Da? Acum, lumea zice că este criză, că nimic nu merge. Dar în contextul în care în 2020 doTERRA a crescut în România cu 40%, eu zic că nu mai putem vorbi de așa ceva. Nu putem vorbi de faptul că, știu eu, nu merge doTERRA în România. Merge foarte bine. Este un trend ascendent, este un entuziasm extraordinar pe piață, tot mai mulți oameni caută aceste uleiuri și bineînțeles că se pune doar întrebarea la cine vor ajunge, da? În rețeaua cui vor ajunge, dar oameni care să dorească aceste produse există foarte, foarte mulți, da? Și dacă îmi permiți, Dan, și vrei să te întorci puțin, e o discuție, pentru că într-adevăr e o creștere foarte mare și se vede, se vede și în cifre, se vede și în acele grafice de pe ecran. Însă, dacă se uită cei care ne urmăresc și la companiile de pe primele două locuri și la cifrele celorlalte companii, aici arată dimensiunea totală, întreaga a pieței, puterea de cumpărare din România pe piața asta de produse de îngrijire personală pentru sănătate. Și dacă e să ne gândim, și aici vreau să punctez acest lucru, pentru că mulți poate au rămas la aceste uleiuri esențiale care sunt extraordinare și pot fi folosite în atât de multe moduri și ne ajută enorm de mult. Însă doTERRA are suplimentele nutritive, are produsele de îngrijire, produsele cosmetice, are produsele de îngrijire ale locuinței, deci are o gamă mult, mult mai largă, sigur, bazată pe aceste uleiuri esențiale, care, practic, eu sunt convins că vor face din doTERRA o companie care să crească în continuu și să acapareze tot mai mult din piața și din cifrele care, în momentul de față, poate sunt deținute de alte companii, pentru că, într-adevăr, în acești 3 ani, focusul a fost, și îmi place foarte mult că ai menționat în acest slide, s-a concentrat doTERRA și consultanții, cum suntem noi, pe oameni și pe produs. Produsul a fost aceste uleiuri esențiale, dar să nu ignorăm și să nu uităm
faptul că doTERRA oferă atât de multe alternative pe toate palierele, pe tot ce ține de îngrijire personală, îngrijirea familiei, a locuinței și așa mai departe. Deci e un avantaj extraordinar. Alte companii sunt limitate din acest punct de vedere. Uite, doTERRA oferă atât de multe produse pe atât de multe paliere. Și produse de cea mai înaltă calitate pe toate domeniile. Microfonul. Deci spuneam că produse de cea mai înaltă calitate pe toate aceste direcții pe care se dezvoltă și categoric elementul fundamental al succesului doTERRA este legat de calitatea extraordinară a produselor și, bineînțeles, de strategiile de marketing geniale pe care doTERRA le are. Haideți că vă mai arăt două slide-uri care ne arată cum stă situația la nivel global. Deci la nivel global, pe piața de uleiuri esențiale, doTERRA are 20% din piață. Da, concurentul nostru principal are 15,2% din piață. Iar pe piața europeană, doTERRA are o piață dublă față de concurent. Deci doTERRA este la 31,7%, Young Living are 14,5%, iar această diferență se va accentua în anii care urmează, pentru că gândiți-vă că piața europeană în doTERRA este la început. Pentru Young Living este o piață matură. Da? Deci, categoric suntem foarte bine poziționați. E un moment foarte bun oriunde în Europa și oriunde în lume să pornim cu doTERRA, dar în special în România. Da? Și sunt absolut convins că în anii ce urmează acest trend crescător se va menține. Încă anul trecut poate creșterea n-a fost atât de oricum 40% e foarte bun, dar ar fi fost mult, mult mai mare dacă nu ar fi fost problema cu pandemia, pentru că a fost o perioadă de reașezare, de toată lumea și-a schimbat strategiile și a fost o încercare, dar doTERRA s-a adaptat foarte rapid la situația aceasta și pot să vă spun din experiență personală și noi ca business personal am crescut cu 69% în 2020 față de 2019, care n-a fost deloc un an slab, a fost un an foarte bun, dar am crescut și în 2020 și categoric ne propunem și în 2021 să facem același lucru, pentru că, repet, interesul e foarte mare în România și doTERRA ne susține foarte, foarte mult în acest proces. Da, a fost anul acesta și chiar acum am gândit, există un exemplu dat în ceea ce ține de marketing cu o scurtă povesteară, așa, cu două companii concurente producătoare de încălțăminte, da, care merg își trimit câte un reprezentant în Africa și reprezentantul primei companii se întoarce și zice: nu avem ce să facem în Africa, că toți oamenii de acolo sunt descurți, nu poartă încălțăminte, nu avem cum să ne vindem Adidas. Da? Și reprezentantul al celei de-a doua companii se întoarce și spune: creșteți producția cu 500%, în Africa nimeni nu poartă încălțăminte, putem să vindem toți Adidas. Exact așa a fost și cu perioada asta de criză. Unii au considerat că tocmai pentru că există o provocare pe diferite planuri, dar pentru că a fost o provocare pe mai multe planuri pentru
la nivel global, oamenii nu vor reacționa pozitiv la astfel de soluții pe care, cum sunt cele pe care le propunem noi. Însă lucrurile au stat complet, lucrurile s-au întâmplat exact pe dos. Oamenii au realizat tot mai mult și tot mai mulți și-au dat seama că nu mai putem să ne bazăm pe o salvare așa de undeva din exterior. Lucrurile trebuie, suntem responsabili de sănătatea noastră, nu putem să o punem pe umerii nimănui altcuiva și e bine să folosim soluții și să ne ajutăm să ne susținem organismul de la început să fie puternic să facă față provocărilor. Așa că e clar o perioadă în care interesul, focusul, concentrarea e pe sănătate, e pe soluții naturale, e pe lucruri care ne pot ajuta și ne pot susține pe diferite planuri. Și mai e un element. Pentru cei care vor să dezvolte partea de business, acum în România și peste tot în lume, sunt o mulțime de întreprinzători care au fost afectați de criză și care caută alte oportunități. Da? Și noi putem să le oferim o alternativă. Da? Nu înseamnă să fim aroganți. Niciodată nu aș încuraja acest lucru. Mă bucur că pe noi nu ne-a afectat negativ această criză și nici nu cred că ne va afecta. Dar ideea este că avem soluții pentru foarte mulți oameni care caută alte oportunități. Da? Și doTERRA poate să fie pentru mulți colacul de salvare, da? Care să îi aducă la liman. Pentru că unii au fost afectați foarte grav în această perioadă și noi putem să-i ajutăm și urmărim să-i ajutăm în măsura în care ajungem la ei. Pentru că pe unii îi cunoaștem direct, pe alții nu îi cunoaștem, dar prin intermediul celor care se vor decide să se implice în proiectul doTERRA ca business, vom ajunge la cei oameni și le vom putea oferi soluția salvatoare și ce satisfacție extraordinară este când poți ajuta pe cineva și vezi că a reușit, că a reușit să valorifice oportunitatea și e o mare, extraordinar de mare bucurie. Dincolo de succesul personal, care e firesc să te bucure, dar de la un anumit nivel, aceste lucruri care se petrec celorlalți te bucură și te împlinesc chiar mai mult decât ceea ce ți se petrece ție. Foarte, foarte fain zis și dacă ar mai fi să mai adaug ceva tot în discuția asta despre acest moment și dacă e acum momentul, sigur, poate unii vor urmări înregistrarea acestui interviu mai târziu, dar având în vedere că acum suntem la sfârșit de luna ianuarie, e un moment foarte bun pentru că urmează și 4 luni, februarie, martie, aprilie și mai, de Diamond Club, un program special despre care o să mai vorbim în zilele următoare, care susține pe cei care vor să dezvolte această oportunitate, îi susține la modul în care noi, educatorii Diamond Club, putem să-i ajutăm într-un mod foarte eficient și foarte direct să-și dezvolte prin susținerea celor care intră acum în această lume aromată spre sănătate, cum îmi place mie să spun, iar pentru cei care într-adevăr doresc să construiască și să facă lucrurile la modul profesionist, de ce nu să atingă ceea ce povesteam la început, acea libertate financiară, acel vis al multora de a avea timp, de a avea bani și de a avea alegerea când, cum să lucreze și cât de mult să se implice, de a avea propriul business și libertatea care vine cu el. Sigur și responsabilitățile, pentru că ar fi absurd să discutăm altfel, dar e un lucru extraordinar de care sunt convins mulți s-ar bucura. Exact în direcția asta am zis că doTERRA ne sprijină în proces.
prin tot felul de lucruri, inclusiv programul acesta Diamond Club, care este un program extraordinar care ajută persoanele care construiesc business-ul se poate dezvolta mult mai rapid, da? Și să le oferă niște mecanisme, niște instrumente de lucru care eficientizează foarte, foarte mult munca. E foarte importantă această susținere și, din nou, știu că am mai menționat-o, dar cred că puțini dintre cei care ne ascultă au această experiență de a fi cu adevărat atât de susținuți și de sprijiniți în tot ce implică jobul lor de zi cu zi. Și ăsta e un lucru minunat care pe mine m-a convins și m-a ajutat să înțeleg mai mult unde și ce se poate obține din Doterra. Și văd că ai adus din nou un slide pe ecran care vorbește despre cealaltă parte pe care am atins-o, și anume veniturile și ce ne poate oferi Doterra. Vreau să atingem și acest punct și mă bucur că mi-a luat înainte să reușesc eu să te întreb. Până la urmă, ce se poate obține cu Doterra? Pentru că, dincolo de teoria asta, care sună bine și e frumos, noi experimentăm și la modul practic, dar cei care vor să pornească, să înțeleagă unde pot ajunge dacă se implică în dezvoltarea acestui business care este Doterra. Da, ideea este că am vrut, înainte să ne îndreptăm către partea finală a discuției, am vrut neapărat să punctez și aceste elemente legate de ce se poate câștiga, pentru că, sincer, din experiență am constatat faptul că foarte mulți nici măcar nu pot să-și închipuie că se poate câștiga atât de bine. Și nu e vorba aici să fim, materialiști sau ceva de genul acesta. Nu v-am spus, de fapt, cred că v-am spus, noi construim pe lângă Doterra un proiect spiritual. Deci, în niciun caz nu suntem genul de oameni materialiști, dar pe de altă parte, suntem suficient de realiști să înțelegem că în această lume lucrurile funcționează cu o energie numită bani. Da? Categorii. Banii nu sunt neapărat un scop în sine. Sunt un mijloc prin care putem să obținem tot felul de lucruri care ne sunt utile. Și tocmai de aceea e foarte important să înțelegem că Doterra chiar ne poate recompensa și ne recompensează extrem de generos. Și bineînțeles că există diferite niveluri de carieră care pot fi atinse în Doterra și, bineînțeles, cu cât acest nivel este mai înalt și veniturile sunt mai consistente. Acum, fiecare își propune ceva când demarează Doterra. Unii își propun să aibă un venit suplimentar, alții vor, să aibă un venit un pic mai consistent, iar alții vor independența financiară. Dacă cineva își dorește niște venituri suplimentare, e suficient probabil să atingă nivelurile de elit sau premier. La elit se câștigă în medie 249 de euro pe lună, la nivel de premier 742 de euro pe lună. Da? Pentru o completare de venituri este, zic eu, foarte bine. Pentru cineva care vrea totuși o completare mai consistentă, da, recomandăm nivelurile de Silver, Gold și Platinum. Da? Silver-ul câștigă în medie 1802 euro, Gold-ul 3920 de euro, iar Platinum-ul 7701 euro pe lună și pe pământ. Iar dacă cineva dorește independența financiară,
atunci, categoric, va trebui să țintească către ultimele trei niveluri de carieră, Diamond, Blue Diamond și Presidential Diamond. Diamond înseamnă în medie 13.721 de euro, Blue Diamond 30.950, iar Presidential Diamond 90.250 de euro. Știu că par cel puțin ultimele sume de necrezut, însă în România sunt deja mai multe zeci de persoane care au atins cel puțin nivelul de Diamond și câștigă aceste sume lună de lună. Da? Aici în România. Deci se poate. Dar, bineînțeles, să repet, fiecare își poate stabili obiectivul în funcție de ceea ce își dorește și, normal, cu cât obiectivul este mai înalt și energia și timpul investit va trebui să fie mai mare. Acum, mai sunt aici la baza acestui grafic niște cifre, niște numere de fapt, care de fapt indică numărul de luni necesare în medie pentru atingerea acelui nivel de carieră. Este vorba de o medie la nivel global. Da? În România aceste niveluri se ating într-un timp mai rapid decât media globală pentru că e o piață încă tânără, e o piață la început și lucrurile se mișcă mult mai rapid. Și avem aici în acest tabel mult mai clar, vedem timpul necesar pentru a atinge diverse niveluri. De exemplu, un nivel de gold, da? Un nivel de gold care înseamnă 3.920 de euro lunar, ceea ce în România și oriunde în lume este un venit frumos, foarte frumos, da? Ne trebuie în medie 27 de luni, adică 2 ani și 3 luni de zile în medie ca să atingem acest nivel. Oare merită să facem acest efort? Sau, de exemplu, Diamond, da, care câștigă 13.721 de euro în medie, 3 ani și jumătate. Merită să muncești serios 3 ani și jumătate pentru a ajunge la aceste venituri? Și răspunsul meu e categoric da. Eu zic că merită și dacă ar dura 5 ani, și dacă ar dura 7 ani, și dacă ar dura chiar și 10 ani. Oricum merită. Pentru că haideți să fim serioși. În cazul majorității oamenilor, dacă ei în următorii 5 ani fac exact ceea ce fac acum, peste 5 ani vor fi cam tot în același loc. Aici, dacă 5 ani de zile investești într-un mod inteligent energia și timpul, da, poți să ajungi la niște rezultate care par de domeniul SF-ului. Însă, repet, aceste lucruri se petrec aici în România. Da? Nu vorbim de Statele Unite, de Germania, de Anglia. Vorbim de România. Deci se poate și sunt absolut convins că oricine poate, dacă îndrăznește. Îndrăznește, în primul rând, să viseze, da? Și, în al doilea rând, să și facă ceva. Că visători sunt mulți, dar niște visători proactivi și activi care să facă tot ceea ce este necesar pentru a-și împlini visul. Visul nostru a fost să fim liber. Întotdeauna asta ne-am dorit, da? Și am făcut și facem totul pentru acest lucru. Fiecare are visul lui, nu decid eu, nu decidem noi care să fie visul vostru. Important e că oricare e visul vostru, cu Dotera puteți să îl împliniți. Dotera este un vehicul absolut incredibil. Absolut incredibil. Da? Și trebuie să înțelegeți ideea aceasta de vehicul financiar, pentru că sunt multe vehicule financiare. Nu toate vă duc acolo unde vă doriți. Da? Majoritatea pedalează pe o bicicletă din asta fără nicio viteză sau cu, să zicem, 7 viteze. Dar dacă eu conduc un Ferrari, n-ai nicio șansă
să mă ajungi cu bicicleta. Da? De aceea e foarte important nu numai să munciți, că sunt mulți oameni în lumea asta care muncesc foarte mult, chiar cu pasiune, cu devotament și totuși nu ajung nicăieri, pentru că nu-i totul numai să muncești, trebuie să fii în vehiculul potrivit, în vehiculul financiar potrivit. Dotera nu este Ferrari. Dotera este o rachetă. Da? Ferrari, mai sunt Ferrari-uri, dar ăsta e o rachetă. E o rachetă care vă poate duce foarte, foarte rapid acolo unde vă doriți. Da? Aș vrea să vă pot da toată viziunea și înțelegerea pe care o am și cu siguranță că atunci ați fi la fel de entuziasmați ca și mine, la fel de pasional și eu sunt sigur că e șansa vieții voastre. Pentru noi a fost șansa vieții. O duceam foarte bine înainte de dotera, dar acum o ducem incredibil de bine. Da? Ce făceam înainte ne asigura un confort lărgit, dar dotera ne-a făcut liberi. Înțelegeți? Pentru că vehiculul financiar al proiectului nostru spiritual nu este nici pe departe comparabil cu dotera. Niciodată nu o să pot să-l aduc la nivelul dotere. Dotera este ceva fabulos. Dacă înțelegi, nu o să te poți opri să folosești și să beneficiezi de ceea ce poate să-ți ofere, dincolo de sănătate, stare de bine, tot astea sunt fundamentul, fundația, dar vine și cu această realizare în plan material și financiar și ce fabulos este să faci ceea ce îți place, da? Să faci ceva cu adevărat util, și să fii recompensat extraordinar de bine. Ce combinație ideală este proiectul dotera. Eu zic că le putem transmite oamenilor, celor care ne ascultă și care încă n-au făcut acest pas, că am parcat racheta în fața casei lor, în fața apartamentului lor. Tot ce trebuie să facă e să iasă din acea zonă de confort, poate, pentru unii, să pășească în rachetă și să se costumeze bine, să pornim în această explorare, practic. Pentru că, da, e într-adevăr și entuziasmul pe care tu îl ai, Dan, vorbește despre ceea ce este dotera în esență și business-ul dotera în esență. Îți mulțumesc foarte mult că ai împărtășit toate lucrurile astea cu noi. E cumva, cred eu, extraordinar pentru cei care ne urmăresc să primească măcar așa puțină viziune și să înțeleagă măcar pe scurt, vor avea ocazia din materialele ce vor fi publicate ulterior să înțeleagă și mai bine exact toți pașii și cum se construiește dotera la modul eficient și cum se pot atinge acele venituri care certific și eu că sunt reale și cunosc oameni care au ajuns la cele mai înalte niveluri, cunosc oameni care sunt acolo la mijloc și suntem și noi într-o zonă unde nici nu speram, nici nu ne gândeam practic o să putem ajunge. Se poate. Există atât de multe dovezi și e exact, aș vrea să încheiem cumva cu invitația și cu acel pas pe care l-ai menționat și tu mai devreme, ca oamenii care încă nu au, care au deja un cont la dotera, sunt consumatori și au înțeles ce putere are acest vehicul care este dotera, ce entuziasm poate aduce și ce beneficii poate aduce dezvoltarea acestui business în viețile lor, să-și contacteze consultantul, să facă acest pas, să afle mai în detaliu exact ce și cum poate face, să pornească pe drumul ăsta, să facă primii pași și să fie cu inima deschisă că poate să ajungă într-un loc unde poate în acest moment nici nu-și imaginează.
E un proiect extraordinar, cum spuneai și tu, și e fezabil. E fezabil în România, e fezabil oriunde în Europa, cum spuneai și tu, e o piață tânără, e o piață în dezvoltare și e un entuziasm, o bucurie noastră a consultanților, care e molipsitoare și cumva e ceea ce stă la baza succesului doTERRA, faptul că avem niște produse minunate și avem un sistem, un model de business care ne ajută, ne susține și ne oferă posibilitatea să ajutăm și să susținem noi la rândul nostru. Dacă mai era ceva ce vrei să punctezi, câte ore avem? Sunt multe lucruri pe care le-aș putea spune. Faptul că cu mulți dintre parteneri am început ca partener de business și am devenit prieteni, da? Se creează niște relații interumane de calitate și e absolut fabulos acest proiect și o să-l puteți înțelege cu adevărat doar din interior, experimentând efectiv ceea ce implică acest proiect. Eu mă bucur că am reușit să demontăm niște mituri, să explicăm un pic mai pe înțeles oricui ce înseamnă doTERRA dincolo de beneficiile pentru sănătatea produselor care, din nou, stau la baza acestui business și a succesului pe care doTERRA îl are. Îți mulțumesc, Dan, pentru că ai acceptat invitația mea încă o dată. Cu siguranță ne vom mai vedea în acest context și vom discuta despre atât de multe subiecte interesante legate de doTERRA. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați urmărit. Invitația o reiau. Cei care simțiți că puteți face acest lucru, dar și cei care simțiți că poate nu-i de voi, contactați-vă consultantul, faceți acest pas pentru că poate să aducă o schimbare extraordinară în viața voastră și să vă aducă niște lucruri la care poate nici nu visați în momentul acesta. Vă doresc să aveți un sfârșit de lună, ianuarie minunat, un început de februarie foarte, foarte fain, un an extraordinar, mai ales pentru cei, pentru toată lumea, dar mai ales pentru cei care pornesc pe drumul acesta și ne revedem săptămâna viitoare la un nou episod interviurile Natura într-o picătură. Vă salut și vă îmbrățișez! Noapte bună!